acesta nu este în practica partidului care a guvernat țara pe parcurs a 8 ani de zile, primul caz. Asta este o practică pe care eu am folosit-o pe parcursul a multor ani de zile, atunci când indemnizațiile, diferite plăți care trebuiau să vină de la guvern, erau distribuite prin intermediul secretarilor de partid. Reprezentanța ai Partidului Comunist, reprezentanți ai diferitor structuri teritoriale care sunt și se supun partidului care a fost la guvernare și trimiși în fiecare localitate ca să-i distribuie la veterani și văduve de război. În unele sate cam s-au exprimat în felul următor. Tovarășul Voronin a uitat de dumneavoastră și iată v-a trimis un ajutor de ziua biruinței în cel de-al doilea război mondial. În satul Sârcu, la data de 8 dimineață, secretarul de partid, care este un angajat de rând a direcției agricole din Raion, domnul Alexandru Pasărari, se afla în mijlocul satului împreună cu primarul și asistentul social, bibliotecarele din ambele sate, Sârcoa și Piscărești, deoarece suntem într-o comună. La întrebarea mea, este o întrunire, vreo adunare cu cineva? Dumnealor mi-a răspuns că vor să distribuie banii pentru veterani și văduve. I-am întrebat, banii trebuie să fie distribuiți prin oficiu poștal. Au zis că, la indicația președintului raionului, banii sunt la el. Am întrebat iarăși, unde sunt banii? Zic, sunt la mine în buzunar. Și peste un timp oarecare au venit reprezentanții sau angajații Centrului de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției din regiunea Bălți și au depistat în flagrant, au găsit banii la domnul Pasărari, adică la loc au găsit încălcările care au dat încălcările care au fost comise de către conducere. Noi catalogăm acest caz ca unul absolut cinic și propriu comportamentului Partidului Comuniștilor, pe care l-am văzut timp de 8 ani de zile cât au fost la guvernare și văd continuu.